Din incursiunea mea de navetist culinar, după cum vă spuneam, mi-a lipsit, ia să mă uit eu mai bine așa, nu, da, scos, fac la modul așa, mi-a lipsit uh, elementul ăsta de medicație care să mă facă bine în condițiile în care am avut contact cu toamna din perspectiva virotică și din cauza asta am pus mâna și am luat uh, um, um, muștar cu babe și cu piper. Și acum îi sfredelesc de babe folosind un mic testimonial de de mușchiuleț, De mușchiuleț în compania unor forme de, de șuncă după care o să vă las să, să savurați și pentru dumneavoastră tovare și știți bancul cu Ceaușescu cu puțină muzică. Mă rog, era pe vremurile din trecut. Dați-mi voi să mai iau o măslină, că e tare bună. Mm, așa. Da, mai am încă Nu știu ați cum sunt, eu fiind breilean, născut la am îmbrăcat la galat. Vreau să mărturisesc că am port în sânge, n-avem absorbire gândul apă și rămâne ter dedicat locului. E, Ceaușescu se trezește dimineața în epoca trecută și la Radio București, cum era atunci. Bună dimineața, să facem astăzi împreună un exercițiu de deșteptare împreună cu dumneavoastră. Este și președintele Republicii tovarș Nicolae Ceaușescu. Tovarș s-a trezit din pat, este ora șase. Bună nața, tovarși, dimineața, tovarăși, bună România. Vă recomand să faceți același lucru. Este șase și zece, tovarș Nicolae Ceaușescu a ieșit din baie, s-a spălat este îmbrăcat în papuci și pijamale, face câteva exerciții de înviborare, de înviorare. Bună nața, România, bună lunația Nicolae Ceaușescu, bună nața, tuturor, vă recomand să faceți la fel. Este șase și jumătate, și revine acum, face un duș, se simte bine, se echilibrează, totul este ok. La șapte fără în sfert este Ceaușescu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca și dumneavoastră, în momentul ăsta a întreprins actul de deșteptare, de igienă personală, de cum îi spune, înviorare, iar acum se îndreaptă către sala de mese pentru a servi cu dejun. Pentru dumneavoastră, puțină muzică. He, eu v-am arătat lucrurile astea, acum urmează să îmi fac de cap, să gust, să văd cum e, că totuși e interesant, nu? Eu mă uit la cum arată mușculețul ăsta și i-am pus și muștarul ăsta cu babe de piper. De ce? Pentru că E un muștar pervers, e un muștar plin de personalitate și de arome. Nu este în situația în care, după cum îl vedeți, să-și facă de cap, nu-i permite, nu permite nimeni. Este suficient de, de gustos, vă mărturisesc, acum am reglat și precizia camerei, ca să-l vezi mai bine, parcă ar fi, parcă ar fi no, muștar cu babe de muștar și cu piper. Mm. Mmm, ce grozav! N-am mai tăiat uh, ceapa albă, dar o voi face. Cât despre bestia asta de costiță cu muștar. E grozav. Dar, ca să-mi spăl gustul, trebuie să iau două măsline ca în copilărie și am să musc dintr-un cornișon. Ce mm. mm. Ce primăvară gustoasă, acum în prag de toamnă. Parcă era vorba că lupt cu viroza da? Se simte. Am să revin la, la mujdei, că, la usturoi, că nu se poate. Merge și fără mușdei și am să totuși am să văd cum am să sacrific cu brânza de burduf, ceapa asta albă, dar înainte de asta, ca să îndrenez organismul, să poată rezista tuturor vicisitunilor și să fac față virozii astea care bântuie organismul. Hmm. Hmm. Bun muștarul ăsta, bun tare. Am mai gustat în coarjișoan. Spectaculos. Lipsa, după cum spun, lipse, lipsește țuica. Însă, este un meniu medical. E un meniu de luptă cu viroza. Spart în placepei, mănânci cu brânză, ca să supraviețuiești vieții. Cei care sunt anti psd în jură pe Dragnea, eu sunt anti-nimeni, n-am probleme, nu jur pe nimeni. Vă mărturisesc că chiar e bun muștarul ăsta cu, cu boabe de, de muștar și cu firișoare de piper. Deci are tâmpla spartă, este chinuită, l-a fost executat săracul, s-a sacrificat usturoiul, iau usturoiul, piperul, iau de sus orgintea. Dar au dat un parfum miraculos muștarului și i-au creat o personalitate și un gen de apartenență spațiu-temporală pe care numai filozofii cu simți. Altfel... Altfel, rămânem de ruta asta în care se îngloată toată lumea, trăim suficient de superficial și uităm că primul totuși medicament, înainte de toate, cu lupta cu viroza de orice natură, rămâne alimentul.